Salut, sunt Andy și vreau să te felicit că te-ai abonat pentru a primi e-book-ul Nu ucide mesagerul. Cum să dai feedback fără să rănești? Cred că vei aprecia acest e-book pentru că el vine din realitate, vine din viață, vine din experiența mea de viață, atât în plan managerial, cât și în plan profesional și personal. Vei găsi aici câteva modalități interesante prin care poți să convingi pe oricine că intenția ta este pozitivă atunci când oferi feedback. Vei găsi câteva structuri de ambalaj lingvistic, să le spunem, care te vor ajuta să fii cât se poate de delicat atunci când e cazul, dar și cât se poate de ferm pentru ca mesajul să ajungă la destinație. Dar asta nu e tot. M-am gândit să-ți mai fac o surpriză și să-ți ofer ceva în plus. Vei găsi în plus un videoclip. Videoclipul se numește Cum să-ți găsești partenerul ideal. O să descoperi în el multe lucruri interesante legate de strădania pe care oamenii o au atunci când vor să-și găsească un partener, fie de business, fie de viață, și felul în care atunci când suntem în căutarea unui astfel de om important în viața noastră, uneori facem greșeli. Dar greșelile astea se pot transforma în școala vieții, iar școala vieții ne poate duce la succes. Poate cel mai important lucru pe care îl vei învăța de aici e faptul că e nevoie să fii foarte atent la cei 3 P, cele 3 criterii importante pe care merită să le iei în calcul atunci când îți cauți un partener ideal. Prin partener ideal înțeleg acel tip de om care poate fi alături de tine pe termen lung, acel tip de om care poate fi partenerul de cursă lungă, acel tip de om cu care poți să construiești, nu doar acel tip de om cu care pare că te înțelegi la început. Mai am ceva pentru tine. Este un mini-curs despre comunicare. Am filmat în studioul meu, la mine în birou, am amenajat un studio și am filmat pentru tine câteva lecții video. N-am să spun mai mult despre ele acum, sunt câteva secrete ale comunicării, asta pot să-ți spun. Niște secrete ale comunicării pe care nu le-am luat din cărți, ci le-am luat din multele cursuri pe care le-am susținut în diverse companii sau conferințe publice, din care a rezultat prin experiență, prin studii de caz, prin jocuri de rol, au rezultat câteva elemente de comunicare foarte specifice, un fel de tips and tricks. Te invit să le vezi. Sunt scurte, sunt la obiect, sunt simple, sunt ușor de aplicat și ce e și mai interesant este că se pot aplica în orice tip de comunicare, fie ea de business sau personală. Cum poți să intri în posesia lor? Foarte simplu. Vei vedea că există niște puncte pe care le poți acumula prin accesarea butoanelor de share din această pagină. E un mic joc pe care ți-l propun, acumulează cât mai multe butoane de share, pentru că informația valoroasă merită nu doar să o dobândești, ci și să o împarți cu ceilalți. Așa că dă share și să ne bucurăm împreună de lecțiile pe care ți le propun. Să ne revedem cu bine!